Președintele american Joe Biden a declarat că orice discuție despre încetarea focului între Israel și Hamas ar putea avea loc doar dacă gruparea teroristă va elibera toți ostaticii capturați în atacul din 7 octombrie. Haideți însă să vedem ce anume a declarat președintele Joe Biden. Biden a făcut aceste declarații la un eveniment care a avut loc la Casa Albă după ce a fost întrebat de reporter dacă ar susține un asemenea acord. Președintele SUA și-a cerut apoi scuze pentru că a fost nevoit să părăsească evenimentul în care își promova programul economic înaintea alegerilor de anul viitor. Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce Hamas a anunțat că a eliberat alte două femei ostatice răpite din Israel. Consilierul pentru Securitate Națională al SUA, Jake Sullivan, a declarat că SUA a salutat eliberarea celor două cetățene israeliene ținute ostatice de Hamas. Totodată, el a mai spus că administrația americană continuă să facă tot posibilul pentru a asigura eliberarea tuturor ostaticilor rămași în Gaza. Ultimul bilanț al ostaticilor capturați de Hamas, care a fost furnizat de Israel, a ajuns la 222 de persoane.